Comentam E vreun eveniment sau așa? Nu, e un eveniment la pe Instagram. E toamnă, toată lumea își pune poze cu cu anotipul frunze, cu frunze, cu copaci, cu copaci, cu pomi, cu și așa mai departe. Și este Alexia Eram în fotografie, da. Și vreau să îmi spuneți la fel voi ce vi se pare greșit în imagine și ce vă place, ce nu vă place. Și eu apoi vă spun de fapt care e, care e greșeala. Mie și dacă există una. Așa, Gabriela începe. Pot astăzi să încep? Da, chiar te rog. Da, Gabriela, te rog. Mie îmi place bluza. Nu, am zis ce nu-ți place. Ce nu-mi place? Greșit? Nu-mi plac încălțările. Nu foarte mult. Ok. Așa. Îmi plac încălțările, nu-mi plac jeansii. Sau blugii. Hotărăște-te. Sau blugii. Da, exact. Mie îmi place. Julia. Așa. Mie nu-mi place lungimea topului. Așa. Și greșeala, de fapt, care este jeansii blugii. Așa. Este greșeala. Sunt greșeala, bineînțeles. Pentru că îi scurtează foarte mult din picior, iar ea nu este o tipă înaltă. Da, dacă nu erau alte, exact, era ok. A încercat ea să lungească un pic cu Adidas-ul sau tenis sau nu știu ce are în picioare, ceva sport oricum, dar tot nu e ce trebuie. Adică te par niște pantaloni pescărești așa de la distanță, știi? Și nu sunt chiar cei mai drăguți. În rest, nu m-ar deranja lungimea topului. E o regulă. Hai că suntem și încălțările. Am început frumos. Da, 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 sunt ok, okay. Dar blugii nu sunt chiar cea mai fericită alegere. Hai să mergem mai departe. Doua fotografie. Am luat fetele. Am luat copiii vedetelor. Vedem, perfect. Da? Doamne, cine este? Este de frumoasă. Eva Zaharescu, da. Ah, ce drăguță e. Îmi place este rochia. Superbă. Deci, cine trebuie să înceapă? Eu. Hai, Gabriela, zi. E un Gabriela pic cam transparentă, nu? Extraordinar. Păi și... Dacă îi plăcea magazinul ăla, să o rog, e transparentă, rog. Mama e. Așa se poartă acum. Nu-mi dau seama, dar mie chiar îmi plac franjurii. Așa. Și cu afiura și cred că mi-aș fi prins părul. Bun. Perfect. Ei, super, ce să credeți? Mie îmi place tot. Mie îmi place toată ținuta, ei vine absolut, nici nu avem ce să comentăm despre, nu, este superbă. Este, da, este o ținută foarte bună. Ce foarte bună. Ce? Și, ești foarte drăguță. Îmi place transparența foarte mult asta, în, care e totuși decentă. E transparentă, dar e, nu e vulgară, e doar sexy. E pentru un eveniment de seară, era la o lansare de bijuterii, de magazin de bijuterii. Eveniment seara, arta spectaculos. Iar deci ea, nu e nimic greșit, nu, în iar apariție. Și părul care e cu mințel, nu e nimic împopoțonat, nu s-a, n-a exagerat nici cu machiajul. Rochia e, mie mi se pare senzațional, este cum îi vine. Este spectaculoasă, da, da, ca și apariție. Și a fost o apariție, mi-a plăcut foarte mult. 10, bravo, nota 10. Ce, ai vrei să mai zici ceva? Da, nu, mie nu-mi place. Gusturile nu se discute. Ea este superbă, este foarte frumoasă. Mie nu-mi place rochia aia. Da, da, bine, am înțeles. Hai să mergem mai departe. Am notat la franje. Hai să dacă mergem mai să departe. Dacă vreți să faceți un cadou, nu-mi luați rochie cu franje. Eu, uite, chiar nu ți-am luat nimic cadou de ziua ta, poți să-ți iau o rochie cu franje. Este același eveniment, în caz că nu ați remarcat. Și hai să începem, Gabriela. Te gândești prea mult. Rochile sunt cam lungi, nu? Parcă nu-i vine foarte bine cam așa, deși îi vine aici, dar mânecile sunt prea lungi. Zi de bine, că astăzi am senzația că dacă zici de bine, nu dai greș. Bine, și dacă aș fi purtat și o ținută, aș fi ales alți pantaloni să fie un pic mai lungi. Atât. Ok. Mie îmi plac pantalonii, nu-mi place cămașa și nici pantofii în această combinație. Julia? Mie îmi place și această ținută. Mi se pare că e accesorizată corect. Singura mea problemă este cu geanta, care este un pic cam prea mare pentru un eveniment care s-a întâmplat seara. Nu știu ce dress code au avut, dar pot să mă fac oricum comentator pe fashion dacă e. Asta vă așa veleități ai. Uite acum, vezi? Așa trebuie să începi încet, încet. Da, ținuta e greșită toată. Și vă spun și de ce e greșită. Greșită. E toată greșită. Vezi? Inclusiv geanta. Ai remarcat foarte bine, este mult prea mare, poșta e mult prea mare. Pantalonii sunt ok dacă erau un pic mai strâmți în partea de jos sau un pic mai pe picior, sunt prea largi pentru, și pentru partea asta altă pe care o au. Nu știu dacă așa sunt pantaloni sau și-a pus ea suprapunerea aia, oricum nu contează, pentru că nu arată bine cu un pantalon larg, arată bine cu un suprapunere, arată bine cu un pantalon mai strâmt. Sim. Da, exact. Cămașa e foarte largă și ea și atunci îmi dă, nu-mi evidențiază nici
nici talia, nu-mi evidențiază absolut nimic. A încercat ceva, dar n-a fost o alegere foarte fericită. Dar adică, e un început bun. Cine e? Da. Este o prezentatoare de, de știri. Știri. Ok. Să mergem mai departe. Ia e drăguț. Hai tema. Ai văzut? Exact. Încep. Începe. Cine? De la stânga la dreapta, de la dreapta. Hai, culiță și cu soția și domnul din mijloc, nu contează. Au avut botezul. Da. Soția trebuie să aleagă o altă rochie și o altă cu coafiură și are papuci, nu? Și alte, și alte încălțări. Cred că o cam strânge, nu? Cine? Rochia! Și soțul pe după umere așa un pic. Comentăm și băieții? Nu. No, dar uite-și tu în fața acolo. Da, că mă tună. Nu știu ce să mai fac. Fac așa să mă... Nu văd Maria până acolo. Da, e un pic cam prea decoltată și... Dar nu, asta e problema. Nu-i vine rochia. Nu-i vine rochia, da. Și culiță-i bine, da? Sau nu-i bine nici culiță? Mie îmi place. Dar cine e culiță? Care din ei doi e culiță? Cum e cine e culiță? Brunetul, nu? Acolo era, da, nu știu, nu știu. A fost pe munte. Nu știam cine e domn. Culiță, am auzit de culiță sterp, dar nu-l știam la față. Chiar el este. Domnul din mijloc e culiță. Deci are doar vestă. Nu, mă, domnul din mijloc e culiță. Domnul din mijloc? Nu, că ai bulversat-o total, nu mai știe nici la ce emisiune e dacă nu continua așa. Îi lipsește sacou, costumul e neterminat. Azi era cald, avea sacou. Vă spun sigur că am văzut mai multe fotografii, da. Și ea avea și sandale la un moment dat, era în mijlocul petrecerii. Aș fi luat și bluza de la sacou, iar băiatul din mijloc... Nu contează. E în colanți. La câți bani s-au aruncat la petrecerea aia și am văzut niște filmări pe internet, cred că mergeau niște ținute mai spectaculoase, nu, Maria? În primul rând, mergea o ținută, vorbesc de Daniela, de soția lui Culiță, care să-i se potrivească cu noua siluetă pe care a dobândit-o în urma sarcinii. Și a fost însărcinată. Erau la botezul. Era botez. Măi, Gabriela, unde ești? Ai rămas în magazinul la acela în care ai fost mai devreme. Ce se întâmplă? Nu sunt la curent cu mondenitățile astea, îmi cer scuze. Deci Daniela, soția lui Culiță, da, a rămas însărcinată. Nu, nu are, a născut și au și botezat copilul. Aoleu. Ok, să trecem mai departe. Da, deci nu-i se potrivește rochia. Coafiura mă deranjează neapărat. Ea are o față foarte frumoasă, dar rochia chiar nu e dimensiunea ei și nici croiala asta nu e ce trebuie. Saten oricum îți adaugă niște kilograme în plus pentru că e lucios și atunci e bine de evitat când pui niște kilograme pe tine, nu e cazul tău, stai liniștită. Da, încă. Ești ok. Încă. Să mergem mai departe, să ne revenim puțin. A fost ceva... Da. Mie îmi place lebăda neagră. Îți place lebăda neagră? Da, îmi place. Mie îmi place. Toată ținuta Simonei mi se pare absolut bine. Acum nu că e scorpioancă de-a noastră și că e clar că ne simțim între noi, că vedeți cum am, deci cum am văzut-o foarte ai bine. Zis, Doamne, foarte bine, bravo, superbă, bravo. Este. Pantofii sunt superbi. Din nou am o problemă cu geanta aceea care este un pic cam prea mare pentru gustul meu, dar... Și pentru rochea asta e. Și pentru rochea asta. Pentru toată ținuta. Pentru toată ținuta. Da, mergea ceva mai minimalist. Mai geometric, mai minimalist. În rest, ținuta e foarte bună. E foarte bună. Asta să fie problema. Andreea Marin? Mie îmi place și Andreea Marin. Și mie îmi plac ambele. Da? Da. Julia? E o ținută corectă, decentă. Oricum, Andreea are o pasiune pentru costumele albe, se pare. Dar atâta timp cât le poartă asumat și cu atitudinea corectă, nu mai contează absolut chiar nimic. E bine, da. Chiar e bine, foarte bine. Sunt bine amândouă. Sunt bine, sunt bine amândouă. Aplauze. Da, da. Aplauze. E. Ce drăguțe am fost azi, nu? Da. Mai sunt? Nu mai știu. S-a terminat? Nu mai avem nimic. Hai să ne luăm de Daroasă Voică. O păstrăm pentru data viitoare, săptămâna viitoare. Maria, să știți că acum revine la noi în emisiune. Nu uitați că până atunci puteți să urmăriți pe conturile de social media. O găsiți acolo peste tot. Maria Simion. Este la fel de drăguță ca și la noi în emisiune. Noi hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.